2, 3, 3. Asta e bun. Lasă o porțiune de acolo. Ok. Astăzi inaugurăm drumul de la Bolic, cetatea veche ca și componența orașului Puedin. Este o investiție pe care am câștigat-o în 2018 printr-un proiect prin PNDL. Valoarea totală a investiției este peste 2 milioane de euro, aproximativ 11 milioane de roni. Ea este extrem de binevenită pentru locuitorii din cetatea veche, care vor avea acces la serviciile de ambulanță, la serviciile de pompieri. Va fi o accesibilitate foarte bună și, în plus, aici la Bolic avem și o cetate de pământ veche din epoca fierului timpuriu, 500-1000 înainte de Hristos. Se va deschide și o posibilitate de zonă turistică în această zonă extrem de frumoasă din localitatea Puedin. Câte persoane beneficiază de drum? De drum beneficiază aproximativ 180 de persoane, un cătun mai mic, care în timp veneau iarna, toamna cu saci, cu grâu și cu făină și ieșeau doar primăvara de aici. Tot în această perioadă am reușit să introducem și apa în această comunitate și am extins rețeaua de curent electric. Deci pot să spunem că deja este un pic civilizat cu multe facilități. Modernizarea drumului va permite localnicilor din această zonă să aibă un acces mai rapid și mai ușor la serviciile medicale, un acces mult mai ușor și mai rapid a serviciilor medicale de intervenție, cât și a serviciilor ISU. Ok, ne ajută, normal, că am avut un drum foarte rău aici, în zona noastră. Acum, datorită faptului că majoritatea sunt mai vârstnici, mai avem nevoie de mers cu mașina încoace încolo, e ceva ce folosește. Cum era drumul înainte, primăvara, toamna, când ploua? Deci eu pot să vă spun că eu am circulat mult pe drum înainte, era foarte rău, era foarte greu de mers pentru că eram obligat să mergem pe jos sau cu căruță. Nu aveam cum să ieșim cu mașina de acolo, mai ales acolo spre Pălăștac, aici jos în vale. Deci era foarte greu. Mașinile de intervenție, cum veneau, ambulanțele, pompierii? Nu prea ajungeau acolo. Nu prea ajungeau. Pentru că, da, dacă era cald și nu era timp urât, nu ploua, putea să intre. Dar dacă era timp urât, nu mai aveam nicio șansă. Acum, cred că e ceva comod și mult mai ok. Super. Mulțumim. Deci cred că o să fie mulțumiți oamenii, zic eu. Chiar trebuia făcută și meritau, pentru că până la urmă e stradă din cetate, e nevoie din, și mi se pare mult mai ok, având în vedere că eu și la școală am mers pe jos, deci era drumul dezastru. Cum era înainte? Piatră, pământ, din ce era? Noroi, mai mult ca piatră. Acum puteți spune că locuiți la oraș. Da. Deci nu, e o realizare care merită făcută și chiar e ceva. V-ați fi așteptat? Nu, sincer.